seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la Jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele teme ale zilei. Au comemorat câinii eutanasiați în padocul Târgu Jiu. Iubitorii de animale au organizat un nou protest. Liceu din Gorj, mesaj către părinți: nu mai trimiteți copiii la școală cu ținute indecente. Urmărire ca în filme pe străzile din Simeria după o aventură amoroasă. Intervenția polițiștilor a stopat o posibilă tragedie. Detalii imediat la Jurnal. Iubitorii de animale au organizat un nou protest în piața prefecturii din Târgu Jiu. Joi după amiază, cu poze ale animalelor, bannere și flyere pe care le-au împărțit trecătorilor, militanții pentru drepturile necuvântătoarelor au comemorat câinii uciși în urmă cu o lună în padocul de la Târgu Jiu. Iubitorii de animale au organizat o comemorare a celor 60 de câini care au fost eutanasiați în luna august din adăpostul public de la Târgu Jiu. În centrul municipiului au fost afișate imagini cu animalele care se mai află în padoc și care pot fi adoptate. Organizatorii au făcut apel la persoanele cu suflet să încerce să ia acasă pentru a-i salva de la o eventuală eutanasiere în masă. Scopul acestei întâlniri este o acțiune de comemorare. Astăzi comemorăm practic o lună de zile de la uciderea celor 60 de câini din adăpostul public Târgu Jiu, câini cărora nu li s-a dat nicio șansă la viață, din păcate. Aceasta a fost decizia luată de autoritățile din Târgu Jiu. Dorim să facem în același timp și o campanie de informare și de conștientizare în ceea ce privește importanța sterilizării și a adopției și să nu uităm faptul că în adăpostul public, în momentul de față, se află aproximativ 100 și ceva de căței care așteaptă o șansă la viață. Căței aveți acolo pe acel ecran, puteți să-i vedeți pe fiecare în parte și să știți că adoptând chiar salvați o viață. Nu se știe în momentul de față când va fi următoarea dată de 12-a 8-a, pentru că autoritățile nu arată niciun fel de transparență și niciun fel de colaborare, din păcate. Important este să se vrea și mai există o chestie. Important este să muncim, că este o muncă foarte, foarte multă. Colegii mei sunt în fiecare zi în teren, noi tot timpul suntem în teren. Adică să încercăm să înțelegem că domeniul protecției animalelor e la fel peste tot. Nu e diferit la stat, animalele nu suferă mai puțin dacă se ocupă statul sau, nu știu, de la 8 la 4. Noi, Consiliul Județean Ilfov, funcționăm normal ca orice instituție, dar departamentul nostru e non-stop. Pentru că am înțeles că un animal nu suferă de la 8 la 4. Ne-am asumat treaba asta și se muncește foarte mult. Deci dacă se acceptă chestiunea asta, băi, trebuie să muncim, chemăm ONG-urile, chemăm oamenii alături de noi, deci minți luminate și soluțiile la iveală, și ne punem la treabă și ne asumăm că în 4 ani, începem un plan, pe 4 ani, da? Asta e logic și normal să se facă, pentru că și mandatul la Consiliu e de 4 ani. Participanții la evenimentul ce a avut loc joi după amiază și-au stăpânit cu greu emoțiile, dar și revolta față de decidenții care înțeleg să rezolve problema câinilor fără stăpân prin omorârea animalelor. Mă emoționează și cred că pe această cale ar trebui să înțeleagă domnul primar că există multe alte soluții decât măsura extremă pe care a ales-o. Și noi suntem dispuși să facem tot ce se poate ca și cetățeni să-i fim alături și să rezolvăm odată pentru totdeauna problema cățeilor. Nu pot să vorbesc mai mult pentru... Îmi plac cățeii și consider că să oprim această chestie cu adăposturile, cu eutanasierea, ar trebui să nu mai abandonăm animalele pe străzi și să îi sterilizăm ca să nu se mai întâmple chestii de genul. Ai animaluțe acasă? Nu, mi-am dorit de când eram mic, dar nu este posibil. N-am decât pești acasă și iubesc mult. Noi, ca și iubitori de animale, mereu ne-am oferit să ajutăm. Noi mereu am susținut să se facă, să se sterilizările la fiecare cetățean, să se meargă, să aibă tot microcipat, cel puțin femelele. Eu, ca și iubitor de animale, merg în zona mea, pe banii mei, pe timpul meu, pe motorina mea,
iau căței vecinilor, rudelor, oamenilor să-i sterilizez, lucru care n-ar trebui să-l facem noi. Ar trebui să-l facă primăriile. Eu consider că de aici pleacă totul. Dacă se începe cu microciparea și sterilizarea, nu vor mai fi ce vedem acum și ce ne pare rău, că se fac pe banii noștri ai contribuabililor, din banii noștri se adună, se chinuie și se omoară. Pe 12 august, 60 de animale au fost omorâte în aceeași noapte în adăpostul de la Târgu Jiu de Asociația din Hunedoara, care administrează padocul municipal. De atunci, iubitorii de animale au organizat mai multe proteste prin care și-au arătat dezaprobarea față de metoda extremă, dar au încercat să sensibilizeze cât mai mulți oameni să salveze câinii abandonați care pot avea acea soartă. IMM-urile au depus proiecte care depășesc cu 40 de milioane de euro bugetul stabilit pentru primul pilon al Fondului de Tranziție Justă. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, spune că toate proiectele declarate eligibile vor primi finanțări, iar diferența va fi suportată de stat. Suma pentru proiectele depuse de IMM-uri pentru a primi finanțări din Fondul de Tranziție Justă depășește bugetul alocat, dar diferența va fi suplimentată prin ordin de ministru. Lista finală a proiectelor din primul pilon, dedicat IMM-urilor care au solicitat finanțare din Fondul de Tranziție Justă, a fost publicată pe site-ul ADR Sud-Vest-Oltenia. Sumele solicitate prin cele 112 proiecte declarate eligibile atinge 220 de milioane de euro, deși bugetul stabilit inițial este de 180 de milioane de euro. Au fost declarate eligibile peste 112, cred că 112 sau 113, 44 de proiecte au fost retrase sau declarate neeligibile. Oricum, suma este mult mai mare decât suma alocată inițial de 184 de milioane de euro. Am avut o discuție cu ministrul Căciu, iar suma va fi suplimentată prin ordin de ministru, astfel încât din bugetul statului să fie acoperite toate cele 112 proiecte. Toate cele 112 proiecte se duc undeva peste 220 de milioane de euro. Deci statul român vine cu supracontractare de aproximativ 50 de milioane de euro. Cele 112 proiecte le regăsiți pe site-ul ADR-ului. La luna august sunt proiecte de producție, sunt proiecte în domeniul turismului, sunt proiecte de servicii, proiecte de dotare, astfel încât să respecte în totalitate regulamentul european și planul de tranziție justă făcut la nivelul țării. Sunt importante aceste proiecte pentru că o să angajeze un număr important de oameni din județul Gorj. Urmează alte două etape ale acestui plan în care pot depune proiecte pentru finanțare micro-întreprinderile și start-up-urile. Etapa pentru micro-întreprinderi este la Consiliul Concurenței pentru aviz. Sperăm noi ca maxim o lună de zile să avem comitetul de monitorizare, iar micro-întreprinderile să fie lansate. Este o întârziere, recunosc, nu știu motivele, dar important este că ghidul de finanțare cu proiectul în spate este în avizare la Consiliul Concurenței și acesta va fi publicat. Urmând ca maxim în două luni de zile să apară și start-up-urile, care sunt la fel așteptate de către mulți oameni din județul nostru și nu numai. Peste 775 de milioane de euro au fost alocate IMM-urilor din 6 județe prin Fondul de Tranziție Justă, respectiv Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. O unitate de învățământ din Gorj atrage atenția părinților asupra modului în care își trimit copiii îmbrăcați la școală. Mesajul vine la doar câteva zile după începutul noului an școlar, care aduce reguli mult mai stricte pentru elevi. Anul școlar 2024-2025 ar trebui să readucă decența în școlile din România. Potrivit noului statut al elevului, telefoanele mobile vor fi interzise în timpul orelor, cu excepția utilizării acestora în scop educativ cu acordul cadrului didactic. De asemenea, elevilor le este interzis să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare sau să manifeste violență în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ. În ceea ce privește ținuta elevilor, un ordin al Ministrului Educației din 1 august stabilește, printre altele, că elevii au îndatorirea de a se prezenta la școală și la toate activitățile organizate de aceasta într-o ținută vestimentară decentă. Acest aspect a fost subliniat chiar și de o unitate școlară din județul Gorj, la doar câteva zile distanță de la debutul noului an școlar. Dragi părinți, vă rog să nu mai trimiteți copiii la școală cu ținute indecente. Trebuie să respectăm regulamentul școlar. Am stabilit pantalon, fustă neagră sau albastră, cămașă albă sau albastră, tricou alb sau albastru, vestă sau sacou negru sau albastru. Vă mulțumesc! Este mesajul postat de Liceul Tehnologic Tismana pe pagina de socializare. Noua lege, noul statut al elevului, a intrat în vigoare din data de 1 septembrie și va fi valabilă pentru toți elevii din România. Regulamentul a fost impus după ce ani la rând tot mai mult
mulți elevi au venit la școală cu pantaloni rupți, bluze decoltate ori cu vedere la buric, gene și unghii false foarte lungi, machiaje stridente, piercinguri și tatuaje. Sindicatele și administrația complexului energetic Oltenia pregătesc o strategie care să permită menținerea angajaților pe perioadă determinată până după alegeri cu banii obținuți din neplata zilelor de grevă, o spune unul dintre liderii de federații sindicale din companie. Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii, susține că greva generală despre care vorbesc unii lideri sindicali ar fi o strategie comună făcută cu administrația complexului energetic Oltenia. Scopul ar fi de a face o economie consistentă, deoarece salariații nu sunt plătiți pe perioada grevei generale. Au o strategie acum și oamenii de bun stil din complexul energetic Oltenia m-au informat. A avut o discuție plaveții cu Trufela și cu camarila lor, împreună cu liderii de sindicat, se treacă la o grevă generală. Ce vrea? Cine să facă grevă generală? A declarat că majoritatea sunt pentru grevă generală, inclusiv sindicatul Galben al Călderușe și Pârvulescu. Și miza care ar fi? Miza e următoarea, să stea 5 zile în grevă generală, să nu fie plătiți, transportatorii să nu fie plătiți și există o economie enormă la nivel de complex energetic Oltenia, se țină fără plată 5 zile în grevă generală. Economia la fondul de salarii ar fi folosită pentru a prelungi contractele angajaților pe perioadă determinată cu încă 6 luni. Sindicalistul spune că nu se poate renunța la acești salariați deoarece mulți sunt angajați cu susținere politică, iar politicienii se bazează pe voturi la alegerile care urmează. După această grevă, că ei spun că fac această grevă ca să rezolve niște probleme. După greva asta li se rezolvă problemele? Ei fac o grevă generală, să facă economie la fondul de salarii, să nu fie plătiți, pentru că n-au reușit să trimite pe... Spuneți că ar fi o înțelegere între administrație și liderii de sindicat? Aveau un plan să reducă, să trimite acei determinați acasă, ușor, ușor să scape de ei. N-au reușit acest lucru și urmă, nici nu pot, că e campanie. Le-a venit o idee la un coniac într-un birou și la o cafeluță și a zis: păi noi cerem drepturile pentru ei, declarăm și am grevă generală, 5 zile neplătiți, nu plătim nici transport, nu plătim nici prestatori, nici nimic, și asta este economia. Și mai ținem pe proști acasă, neplătiți. De ce domnul Crețan să nu poți să dea unii dintre ei afară? Îmi răspunde și mie. Înțelegeți? Păi este că pentru că sunt susținuți cu carne de partid. Un protest este pregătit la nivel național de Federația Univers cu mii de participanți din întreaga țară la meeting participând și mineri din Gorj și Hunedoara. Vineri 13 septembrie, furtunile vor intra în România prin vestul țării și vor traversa apoi pe parcursul zilei toată țara. Începând de astăzi, un ciclon va aduce averse și furtuni în mare parte din țară, ce vor fi urmate apoi de o scădere bruscă a temperaturilor. Ploile și local furtunile vor continua și pe parcursul zilei de sâmbătă, 14 septembrie, însoțite de o scădere bruscă și puternică a temperaturilor, în special în vest și sud-vest. Cantitatea acumulată de precipitații va ajunge până la 20-50 de litri pe metru pătrat până duminică dimineață, în special în vest, nord și est, iar izolat chiar până la 50-100 de litri pe metru pătrat. În zonele foarte înalte de munte, la altitudini de peste 2000 de metri, ploile se vor transforma trecător în lapovițe și ninsori. Același ciclon va aduce în următoarele zile cantități enorme de ploaie în Polonia, Cehia și Austria. În întreaga zonă vor cădea între 150 și 300 de litri de ploaie pe metru pătrat. În unele zone sunt posibile chiar și cantități totale de până la 500 de litri. În aceste țări sunt așteptate inundații catastrofale, în special pe cursurile râurilor. Intervenția polițiștilor din Simeria a stopat o tragedie la începutul acestei luni. Totul a pornit de la o aventură amoroasă între un bărbat din Simeria și o femeie, aventură despre care soțul femeii a aflat. Bărbatul încornurat din comuna de Însuș a mers acasă la amantul soției, înarmat cu un cuțit. Cel pe care îl căuta nu era acasă, ci în locuință se aflau doar soția sa și copilul de 2 ani și jumătate, dar și o prietenă. Agresorul a lovit ușa de la intrare cu putere, iar familia bărbatului a încremenit de teamă. Au mers și s-au ascuns în baia apartamentului, de unde soția l-a sunat speriată pe soțul său.
Între timp însă, victima anunțase poliția și doar intervenția promptă a autorităților a făcut ca o tragedie să fie evitată. La vederea polițiștilor, bărbatul s-a urcat în mașină și a încercat să fugă, dar a fost prins în trafic de oamenii legii și deposedat de cuțitul tip baionetă. Bărbatul a fost dus la sediul poliției Simeria, unde a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe 5 zile, perioada maximă care poate fi dispusă de anchetatori. În data de 10 septembrie, judecătoria Deva a emis un ordin de protecție valabil pentru 6 luni, astfel că agresorul nu se mai poate apropia de victimă. Acesta este cercetat acum pentru hărțuire, amenințare și tulburarea liniștii și ordinii publice. În județul Hunedoara, numărul adăposturilor de protecție civilă este considerat insuficient în raport cu populația de aproximativ 400.000 de locuitori. Sunt doar 27 de adăposturi de urgență în Deva, Petroșani, Orăștie, Vulcan, Hunedoara, Hațeg, Petrila, Aninoasa, Orăștie și Simeria. Aceste adăposturi sunt destinate să ofere protecție în situații de urgență, cum ar fi dezastrele naturale, atacurile sau incidentele industriale, dar capacitatea lor este limitată. Adăposturile de protecție civilă joacă un rol crucial în gestionarea situațiilor critice, asigurând un spațiu sigur pentru locuitori în momente de pericol. Funcționalitatea acestor adăposturi este variată, incluzând dotări de bază pentru supraviețuire temporară, dar unele dintre ele necesită reabilitări și modernizări pentru a corespunde standardelor actuale. România dispune de 4.538 de adăposturi civile destinate protecției populației în caz de război sau calamitate, însă județul Hunedoara contribuie cu doar 27 de astfel de locații. În municipiul Hunedoara există 8 adăposturi, în timp ce Deva găzduiește 7. Petroșani beneficiază de 4 spații, Orăștie de 2, iar câte un adăpost se găsește în localitățile Vulcan, Hațeg, Aninoasa, Petrila și Simeria. Deși aceste adăposturi sunt verificate periodic, multe dintre ele nu mai servesc scopului inițial. O parte au fost transformate în depozite sau alte spații funcționale, ridicând semne de întrebare privind pregătirea pentru situații de urgență. Urmează grupajul de știri pe scurt. Comisarii Gărzii de Mediu Gorj, împreună cu reprezentantul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, au efectuat un control în zona Rânca, fiind identificate mai multe persoane fizice care au efectuat lucrări de construcție în arie naturală protejată, fără a deține act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului. Drept urmare, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 22.500 de lei și dispusă desființarea lucrărilor realizate. Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de bibliograf gradul profesional debutant. Postul este la secția memorialistică Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu din cadrul muzeului. Cei interesați trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor umaniste precum filologie, filozofie, istorie, teologie, etc. Dosarele de concurs se depun până pe data de 27 septembrie. Proba scrisă are loc pe 8 octombrie, iar interviul pe 15 octombrie. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Numele meu este Diana Țigu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!